Publicația Gazeta de Dimineață consemnează primul atac major al hoților asupra termocentralei Mintia. Luni după amiază, un bărbat a fost depistat de polițiștii din Șoimuș pe un teren viran de pe raza localității Mintia, în timp ce sustrăgea tabla învelitoare a conductei de termoficare ce asigură transportul agentului termic în municipiul Deva. Bărbatul desprinsese de pe conductă 12 bucăți de tablă în greutate de 100 de kilograme, informează IPJ Hunedoara. Bărbatul de 33 de ani este acum cercetat pentru furt. Mai trebuie menționat că Mintia ar trebui scoasă la vânzare cu tot cu magistrala de termoficare pe care o are în administrare, dacă va mai rămâne ceva din ea când va fi preluată de noul stăpân.